Stimați colegi, bună ziua! Să începem ședința de guvern, da? Am întârziat puțin pentru că astăzi avem prima ordonanță de urgență din acest an. Nu cred că va fi singura, dar oricum, pe luna martie, gata, s-a epuizat sezonul și, sigur, cele referitoare la programul la agricultură. Ordonanța prin care rezolvăm câteva probleme de fiscalitate, care sunt urgente. Domnul ministru Vâlcov, care sunt principalele probleme punctuale pe care le rezolvăm? Vă rog să spuneți că să știe toți colegii că au intrat solicitările pe care le aveau. Vă rog. În primul rând, o cotă de 2% din încasările Companiei Naționale Loteria Română se va duce la Ministerul Culturii pentru programe culturale. Deci, domnul Vulpescu, s-a anunțat că astăzi s-a aprobat, da? Sigur. În al doilea rând, pentru complexul energetic Hunedoara și pentru complexul energetic Oltenia, le introducem și pe ele în prevederile articolului 10 din ordonanța 29/2013. Deci salarii compensatorii pentru situația restructurărilor, da? Da. Dăm posibilitatea DNA-ului și DICOT-ului, până acum nu puteau să aibă cheltuieli pentru protocol, la solicitarea dumnealor. Pentru prima casă extindem prevederile astfel încât și cei care vor să treacă de la o garsonieră la un apartament cu două sau cu trei camere să poată să facă acest lucru. De asemenea, dăm posibilitatea ca autoritățile publice locale să poată împrumuta din trezorerie, în special pentru cofinanțări și pentru cheltuile neeligibile, proiectele pe fonduri europene. Proiectele europene, da? Da. Pentru sănătate. Pentru sănătate, domnul ministru ne-a cerut schimbarea legislației ca să puteți să accesați noi programe, da? Noi programe, okay. Și noi terapii. În cadrul bugetului dumneavoastră. Bun, la final o să vă rog, domnul ministru. Da, la final o să vă rog, domnul ministru, să mergeți să explicați presei aceste măsuri punctuale pe care le-am luat pentru a se aplica imediat pe chestiuni punctuale. În rest, vreau să vă rog pe toți să finalizați avizarea codului fiscal și a codului de procedură fiscală, în așa fel încât la sfârșitul lunii să putem să-l transmitem către Parlament cu toate observațiile pe care le-am inclus. De asemenea, vreau să vă rog, domnul ministru al Educației, să verificați faptul că ceea ce am promis ne-am ținut de cuvânt și de la 1 martie intră măririle de venituri. De asemenea, să se ceară exact sumele pe care trebuie să le plătim ca titluri executorii, despăgubirile pe care le-au câștigat în instanță profesorii, și vreau să le plătim în luna martie. De asemenea, domnul ministru Bănicioiu, imediat după Paște aveți lista cu noile prețuri la medicamente, da? Încercăm să ne încadrăm în acest calendar. Hai, încadrați-vă că e vorba de o reducere substanțială a prețului la medicamente și... Chiar mai mare decât își imagineau foarte mulți oameni. Să dea Dumnezeu, să fie bani mai mulți pentru educație, pentru sănătate. Vreau să precizez încă o dată, toate sumele economisite prin reducerea prețului la medicamente rămân la sănătate, nu se duc în altă parte, da? Bun, acestea erau lucrurile cele mai importante. De asemenea, domnul ministru al Justiției, vă rog să continuați discuțiile cu CSM în alta curte, cu Autoritatea pentru Restituirea Proprietăților, ca să găsim soluția de funcționare în continuare a autorității, în condițiile în care, după toate relele din anii 2010-2011-2012, acum e bine că au făcut curățenie și că aplică niște proceduri prin care să nu mai apară situațiile ilegale de atunci, da? Mulțumesc celor de la presă. La final, domnul ministru Vâlcov o să vă prezinte lucrurile cele mai importante adoptate astăzi.